Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Halil, nu-mi pasă de fericirea nimănui. Halil Ibrahim Ceyhan a răspuns criticilor aduse lui. Halil Ibrahim Ceyhan, care s-a întâlnit ieri pe Osman Aydın și Osnur Kula, va veni cu un nou proiect. Halil Ibrahim Ceyhan, care este transferat pe un canal național așa cum se așteaptă toată lumea, sper că este foarte fericit așa cum merită. Pe de altă parte, Halil Ibrahim Ceyhan, care se afla într-o situație foarte dificilă din cauza întrebărilor adresate lui despre relația dintre Alp Navruz și Slater Kolu, a vorbit foarte clar. Halil Ibrahim Ceyhan, care a început să-l urmărească pe regizorul Onur Tan pe rețelele de socializare, a obținut un succes foarte important pentru el și cariera sa. Halil Ibrahim Ceyhan, care va fi în al doilea sezon al serialului numit BNB Uçan Asiman Sam, va juca la început doi inamici cu Okeytay Kaynarca. Cei care au urmărit îndeaproape serialul știu că primul sezon s-a încheiat într-un punct foarte cheie. În cel de-al doilea sezon al serialului, va exista un salt în timp de 2 ani și un total de 20 de actori noi se vor alătura seriei. Halil Ibrahim Ceyhan, foarte ocupat cu munca sa, a închis caietul iubirii. Urându-le tuturor fericire, Halil Ibrahim Ceyhan nu mai vrea să vorbească sau să se vorbească despre el în afara muncii sale. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!